s-au oprit, s-au uitat la el și au băgat de seamă că încă era viu, iar bătrânul nu le-a întors privirea. Drumul este închis, a zis din nou vocea lui. A fost făcut de cei ce morți și al morților rămâne până la capătul zilelor. Drumul este închis. Și când va fi acel capăt al zilelor? Ar fi întrebat Baldor. Dar n-a primit răspuns la întrebare, căci bătrânul a murit în acel ceas și a căzut cu fața la pământ, și de atunci neamul nostru n-a mai aflat nimic despre străvei sălășluitori ai munților. Dar poate că a sosit acum tocmai acel capăt al zilelor și Aragorn va fi lăsat să treacă. Dar cum poate cineva să afle dacă e sau nu e capătul acela, fără să încerce poarta? Vreau să știe Omer. Eu unul n-am să o apuc pe acel drum, de-ar fi să am în fața mea toate armiile din Mordor și eu aș fi de unul singur și n-aș avea nicio altă cale de retragere. Mare păcat că o asemenea soartă s-a abătut asupra unui om atât de vitează în ceasul ăsta de mare restriște. Nu si ele destule de pe lume, fără să trebuiască să le căutăm sub pământ. Războiul bate la ușă. Se opri deodată, căci în acea clipă de afară se auzi un zgomot, o voce de bărbat strigând numele lui Teoden și străjile care împiedicau pe cineva să intre. În clipa următoare draperia fudată la o parte și mai marele străjerilor apăru un prac a venit un bărbat, stăpâne, un călăreț cu o solie din gondor. Dorește să se înfățeze domniei voastre de îndată. Lasă-l să intre. Spuse Teoden. Intră un bărbat înalt și, văzându-le, meri și un strigăt, căci preț de o clipă îi se năzări că Boromir înviase din morți. Dar își dă dure pe de seama că se înșelase, bărbatul era un străin, chiar dacă se mâna cu Boromir de-ai fi zis că era rubedenie, la fel de înalt, cu ochii cenușii și înfățșare mândră. Era înveșmântat precum un călăreț, mantie verde închis peste o zalucrată măiestrit. Coiful avea gravată în partea din față o stea mică de argint. În mână ținea o săgeată, cu pene negre și legată în oțel, dar vârful îi era vopsit în roșu. Căzu în genunchi și întinse săgeata către Teoden. Slavă ție, senior al neamului Rohirimilor, prieten al ținutului Gondor! Spuse. Hirgon mă cheamă, solcălarea al lui Denetor. Și-ți aduc acest semn de război. Gondor se află la mare ananghe. Adeseori ne-a ajutat neamul rohirimilor, numai că acum seniorul netor vă cere să-i trimiteți în ajutor întreaga voastră putere. Și cu iuțea la cea mai mare, altfel gondorul va cădea. Săgeata roșie Zise Teoden Lundon mâna sa, ca cineva care primește o chemare la război de mult așteptată, dar tot pe atât de înfricoșătoare atunci când în cele din urmă, află de ea mâna i tremura. Săgeata roșie n-a fost văzută în obște de când mă știu eu pe pământ. Continuă el a sosit cu adevărat clipa. Și cât s-o oare seniorul de netor că poate fi toată această putere și la mea? Numai domnia ta poate ști acest lucru cel mai bine, stăpâne, răspunse Hirgon. Dar nu va trece mult până ce mina va fi înconjurat și de nu vă stă în putere să înfrângeți asediul pe care îl pun la cale multe puteri seniorul de netor mă roagă să vă spun că, după judecata lui, e mai bine ca uștirile rohirimilor să se afle înăuntrul zidurilor orașului său, decât în afara lor. Numai că el știe foarte bine că noi suntem o seminție ce luptăm mai curând călare, la loc deschis, și că suntem împrăștiați în multe locuri, încât e nevoie de timp pentru a-i strânge pe toți călăreții noștri. Nu este oare adevărat, Hirgon, că seniorul din Minas știe mai multe decât lasă să se înțeleagă prin această solie? Căci noi suntem de acum în război, după cum ai văzut și tu, fără îndoială încât nu ne-ai găsit chiar nepregătiți. Gandalf Celsur a fost printre noi și chiar acum ne pregătim pentru bătălie în răsărit. Nu pot să spun ce știe sau ce bănuiește seniorul Denetor din toate aceste lucruri, răspunse Hirgon. Știu doar că noi suntem la Marea Nanghe. Seniorul meu nu vă poruncește, ci vă roagă să vă amintiți de vechi prietenii și jurăminte făcute de mult și spre binele domnilor voastre să faceți tot ceea ce vă stă în puteri. Am aflat că mulți regi au pornit din răsărit pentru a servi sub standardul mordorului. De la miază noapte și până în câmpiile de-a e mare tulburare și zvon de război. La miază zi se urnește neamul haradrimilor și spaima a cuprins toate ținuturile noastre de coastă, încât prea puțin sprijin ne va veni din cea parte. Grăbiți-vă, căci sub zidurile orașului Minastirit se va hotărâ soarta vremii noastre și dacă puhoiul nu va putea fi oprit acolo, se va revărsa peste toate frumoasele câmpii din Rohan și nici măcar în ăsta de post dintre munți nu se va mai afla apărare. Întunecate vești zise Teoden, dar nu și neașteptate. Lui Denetor spune însă că am venit în ajutorul celor din Rohan chiar și dacă nimic nu l-ar amenința. Numai că am suferit pierderi însemnate în bătăliile cu trădătorul de Saruman. Și încă trebuie să cumpănim la fruntariile noastre de la miază noapte și răsărit, după cum dau de înțeles chiar veștile de la el. Forța asta pe care o stăpânește seniorul întunecimii este atât de mare, încât ne poate ține pe toți încleștați în bătălie în fața orașului și în astă vreme el să atace și mai avan peste râu, dincolo de poarta regilor. Dar să nu ne mai irosim vorbele cu sfaturi prevenitoare. Vom veni. Mâine începe în armarea. Când totul va fi pus în ordine, pornim. Am trimis călare la câmpie zece mii de sulițași ca să bage groaza în vrăjmașii noștri. Acum mă tem că vor fi mai puțini, căci n-am să-mi las fortărețele nepăzite. Dar chiar și așa, măcar șase mi tot mă vor urma. Ci spunei lui Denetor că la acest ceas te restriște regele recele obștiva cobor în Ținutul Gondor, chiar dacă nici când nu va face drumul de întoarcere. Drumul este lung, dar omul și animalul trebuie să ajungă la capătul lui cu destulă putere să poată lupta. De mâine dimineață într-o săptămână veți auzi strigătul fiilor lui Eol coborând de la miază noapte. O săptămână! Exclamă Hirgon. Asta e, dacă așa trebuie să fie, atunci așa să fie. Nu se știe însă dacă peste șapte zile de acum încolo vă va fi dat să mai găsiți doar ziduri preschimbate în ruine. Asta dacă nu cumva primim un ajutor de unde nici cu gândul nu gândim măcar îi vei tulbura pe orci și pe oamenii îi au achește la festinul lor din turnul alb. Măcar atât, așa e, spuse Teoden. Dar eu însum abia am sosit de la bătălie și dintr-o călătorie lungă și acum mă voi duce să mă odihnesc. Rămâi aici peste noapte. Mâine vei vedea adunarea armiei din Rohan și vei porni la drum cu inima mai ușoară după o asemenea priveliște și mai iute de picior pentru a duce veștile. Sfaturile sunt mai bune dimineața iar noaptea poate schimba multe gânduri. Cu aceste vorbe, regele se ridică din jilți și toți ceilalți făcură la fel. Duceți-vă acum la culcare și dormiți bine, le ură el jupâne Meriadoc. Nu mai am trebuință de serviciile dumitale în seara asta. Mâine dimineață însă fi pregătit, căci te voi chema de cum răsare soarele. Voi fi gata, zise Meri, chiar de mă vei ruga să te însoțesc pe căile morților. Nu cop. Îl mustră regele nu se știe dacă nu cumva or să fie mai multe drumuri cărora să li se potrivească acest nume. Eu însă n-am spus că te voi ruga să mă însoțești pe vreun drum. Noapte bună! N-am să rămân aici numai ca să-l slujesc când o fi să se întoarcă. Murmura Mary. N-am să rămân aici, n-am să rămân. Tot repetându-și aceste vorbe, a dormit într-un târziu în cortul său. trezit de un bărbat care îl zgâlțâia. Trezește-te, jupâne holbitla, trezește-te! Striga acesta, cu greu merise smulse din visele sale adânc și sări în capul oaselor speriat. Afară era încă întuneric, cel puțin așa i se părului. Care-i baiul? Întrebă, te cheamă regele, dar încă n-a răsărit soarele. așa i și nici nu o să răsară astăzi, jupâne holbitla. Ai zice că nici nu va mai răsări vreodată. Sub norul ăsta timpul însă nu stă pe loc, chiar de-ai pierdut soarele pentru totdeauna. Grăbește-te! Îmbrăcându-se în grabă cu ce i-a căzut la îndemână, Meri se uită afară. Lumea întreagă era cufundată în întuneric. Însuși văzduhal părea ca feniu, iar lucrurile din jur erau negre și cenușii și lipsite de umbră. Peste tot împrejur domnea o liniște profundă. Nu se zărea nici urmă de nor, decât poate departe, la apus unde cele mai îndepărtate degete bâșbuitoare ale marelui întuneric se târau încă încoace și printre ele picura o geană de lumină. Deasupra capului atârna un acoperiș greu, mohorât și fără de formă, iar lumina mai curând lipsea decât creștea. Meri văzu că mulți oameni stăteau și se uitau în sus, murmurând, chipurile lor erau cenușii, triste și pe unele dintre ele se citea spaima. Cu inima strânsă se îndreptă spre pavilionul recelui. Hirgon, călărețul din Gondor, ajunsese acolo înaintea lui și alături de el se afla un alt om, semănând cu acesta la chip și purtând de aceleași veșminte, numai că era mai scund și mai lat în umeri. Când intră Meri, acesta tocmai îi vorbea regelui. Vine dinspre Mordor, stăpâne, spunea. A început de cu seară, după apusul soarelui de pe crestele lanțului răsăritean al ținutului domniei tale l-am văzut înălțându-se și târându-se pe cer și cât am călărit întreaga noapte s-a întins în urma mea, mâncând stelele. Acum norul cel mare atârnă peste întreg ținutul, de aici până la munții Umbrei, și se îngroașă tot mai mult. Războiul a început. O vreme regele rămase tăcut. Într-un târziu spuse, Vă să zic că am ajuns și la asta în cele din urmă, marea bătălie a vremurilor noastre, în care vor dispărea multe. Măcar nu mai e nevoie să ne ascundem. Vom apuca pe drumul drept și deschis și cât se va putea de iute. Să sune adunarea, fără zăbavă, nu mai așteptăm pe nimeni care zăbovește. Aveți provizii destulătoare în mina Căci dacă e să pornim acum în grabă mare atunci trebuie să călătorim fără altceva decât cu atâta hrană și apă cât să ne ajungă până la bătălie. Proviziile sunt de mult pregătite, îl liniști Hirgon. Călătoriți cu poveri cât mai ușoare și cât puteți de iute. Atunci, Eomer, de le de știre pristavilor, porunci Teoden. Călăreții să se încoloneze. Eomer ieși și curând se auziră trâmbițe răsunând în adăpost, cărora alte trâmbițele răspunseră de jos, din vale, însă chemarea lor nu mai era limpede și vitează, cum i se păruse lui Meri cu o seară înainte. Cimohorâtă, asprăm aspră în văzduha duha greu, un hârâit amenințător. Recele se răsuci spre Meri. Plec la război, jupune Meria Doc, zise. Peste puțin timp mă aștern la drum. Te eliberez de orice îndatorire față de mine, dar nu înseamnă că pun capăt și prieteniei ce ți-o port. Vei rămâne aici și, dacă dorești, poți să intri în serviciul lui Lady Owain, căci ea va cărmui poporul cât lipsesc eu. Da, da, domnia ta, se bâlbâi meri, ți-am oferit speda mea. Nu vreau să mă despart de domnia ta astfel, rege Teoden. Și cum toți prietenii mei au plecat la bătălie, m-aș rușina să rămân de căruță dar noi călătorim pe cai înalți și iuți, spuse Teoden, și oricât de vitează e inima ta, nu poți călări un asemenea animal. Atunci leagă-mă de spinarea unuia dintre ei, sau lasă-mă să atârn de scară sau orice altceva, nu se dă după merii. De alergat e cale lungă, dar voi alerga dacă altfel nu se poate, chiar de-ar fi să-mi tocesc picioarele și să ajung la câteva săptămâni după voi. Teoden zâm, decât așa mai degrabă te duc cu mine în șa, pe coamă de nea, spuse el măcar până la Edoras să călărești cu mine, și acolo poți să rămâi să admiri lăcașul auriu, căci aceasta este calea pe care o voi urma. Stibate poate duce atâta drum, marea cursă nu va începe decât când vom ajunge la câmpie. Vino, Meriadoc! Spuse Eowain, ridicându-se în picioare. Vreau să-ți arăt veșmintele pe care ți le-am pregătit. Ieșiră împreună și în vreme ce treceau printre corturi, ea adăugă. E singura rugăminte pe care mi-a făcut-o Aragorn, anume să fi înarmat pentru bătălie. I-am îndeplinit-o după cum am putut mai bine, Căci inima mi spune că vei avea trebuință de ele înainte să se sfârșească totul. Îl duse pe Meri la o baracă aflată printre corturile unde era adăpostită garda regală, și acolo un armurier îi aduse lui o un coif mic, un scut rotund și alte lucruri trebuincioase. Ză nu am găsit care să ți se potrivească, și nici timp nu am avut să făurim o asemenea cămașă, dar uite aici un veston de piele, un brâu și un pumnal. Spedai, Meri făcu o plecăciune și domnița i arătă scutul, care se cu acela cei fusese dat lui Jim Lee și purta pe el în semnul calului alb. Ia toate aceste lucruri și să-ți poarte noroc. Drum bun, jupâne Doc. Dar poate că ne vom mai întâlni noi doi și astfel a fost că tristețea tot mai apăsătoare din jur. Recele obștii se pregăti să-și conducă armia de călăreți pe drumul ce se îndrepta spre răsărit. Inimile erau grele și mulți tremurau de frică la adăpostul întunericului. Cu toate acestea, era un popor dârs, credincios stăpânului lor, încât voi ori suspine nu se prea auzeau. Nici măcar în tabăra din adăpost unde erau găzduiți cei refugiați din Edoras, femei, copii, bătrâni. Știau ce le era sortit, dar așteptau totul în tăcere. Alte două ore trecură ca gândul, recele încalecă pe calul său alb care lucea în lumina aceea palidă. Arăta mândru și înalt, chiar dacă pletele ce ieșeau de sub coifi erau ninse, și mulți se minunară de el și prin curaj văzându-le atât de falnic și netemător iar dincolo pe pașiștile netede de pe malul râului Zgomotos, călăreții înarmați până în dinți, cam la vreo 5500, erau rânduiți în companii multe la număr. Și pe lângă ei alte sute de bărbați ce aduceau cai de rezervă purtând poveri ușoare. O singură trâmbiță răsună. Regele înălță mâna, după care, în tăcere, armia obștise un din loc în frunte mergeau 12 dintre oamenii de casa ai regelui, călăreți vestiți în tot ținutul, după ei veneau recele cu Eomer la dreapta sa. Își luase rămas bun de la Ioa în sus, în adăpost, și amintirea îl îndurera. Acum însă trebuia să se gândească la drumul cei stătea în față. În urma lui venea Meri, călare pe Stiba, împreună cu cei doi sol din Gondor, urmați imediat de alți 12 călăreți de casa ai regelui. Trecură prin dreptul coloanelor lungi de bărbați care așteptau aspri și împietriți la chip dar când ajunseră aproape de capătul șirului, unul dintre acești bărbați își ridică privirile și le aținti asupra hobitului. Un bărbat tânăr își spuse Meri întorcându-i căutătura, mai scund și mai firav decât mulți dintre ei. Să călipirea din ochii lui limpezi și cenușii îl înfioră pe hobit, căci dintr-o dată își dădu seama că privea la chipul unui om fără de speranță care merge să-și găsească moartea pe drumul ce nu porniră, de-a lungul izvorului zăpezii ce se prăvălea peste pietrele albici, printre cătunele pârâiașul de sus și furtunoasa de jos, unde din pragul întunecat al caselor îi priveau multe chipuri triste de femei, și astfel, fără corn sau harpă, sau glasuri cântătoare de bărbați, începu marele marș spre răsărit, despre care cântecele din Rohan aveau să povestească vreme de multe vieți omenești ce a urmat. Din valea întunecată a calvarului porni în zorii zilei fiul lui Dângel, cu tani și capitan porni și ajunse, în Edoras. Străveile palate, ale cu cufundate neneguri, ascund în umbre bârnele aurite, de la poporul liber lundu și bun rămas, lăsând și tron și vatră și locuri prea iubite, umblate înainte de stingerea luminii, porni la drum, pe urmă cu teamă și în față, cu soarta lui de rege credincios, atâtor jurăminte făcute și împlinite. La drum porni Teoden apoi cinci nopți și zile, spre răsărit călare orlingii, străbătând, hotar al smărcurilor, lande, pădurea Fivien, cu șase mii de suliți treceau spre soarea pune, puternica cetatea colnicului Suia, de Mindoluin, rege al mării, străjuită, acolo în regatul de miazăzi, acum, și focul și vrăjma și o împresoară, soarta-i mâna înainte. Dar noaptea cotropi, și cai și călăreți de o potrivă, și sunetul potcoavelor în zare tăcu precum încânte ce se spune. Cu adevărat în tot mai adâncă negurare ajunse regele nedoras, cu toate că ziua era la amiază. Acolo se opri doar cât să i se alăture alți 60 de călăreți ce ajunseseră mai târziu la locul de adunare. Mâncă ceva și se pregăti din nou de drum, luându și rămas bun de la scutierul său. Dar meril rugă încă o dată să îngăduie să-l însoțească. Asta nu e o călătorie pentru că căluți castiba, după cum ți-am mai spus, răspunse Teoden. Și într-o bătălie din cea pe care presimt că o vom purta pe câmpiile din Gondor, ce vei face domnia ta, jupâne Meriadoc? Chiar de ești tain al sabiei și inima ție mai mare decât statul. Cât despre asta, cine ar putea ști? Cugetă Meri. Dar pe de altă parte, stăpâne, de ce mai luat drept scutier, dacă nu pentru a sta alături de domnia ta? Unde mai pui că nu-mi doresc să povestească mai încolo cântecele despre mine că am fost mereu lăsat de căruță? Te-am primit în slujba mea pentru a te proteja, precum și pentru că așa am vrut. Niciunul dintre călăreții mei nu te poate duce drept povară. Dacă bătălia s-ar ține în fața porților mele, poate că de faptele tale și-ar aminti menestrelii, dar până la fortăreața colnicului, unde este stăpân de netor. mai sunt o sută de leghe. Și cu asta am zis ce am avut de spus. Merifă cu o plecăciune și se depărta nefericit, privind însă lung la șirurile de călăreți. Companiile se pregăteau de plecare, bărbații strângeau chingile, potriveau șeile, își mângâiau cai, unii priveau cu neliniște la cerul tot mai coborât. Un călăreț se apropie pe nu observate de hobit și șopti la ureche. Unde nu te aștepți se deschide un drum, așa spune o vorbă de-a noastră. Iată măse. Meri ridică privirile și văzu că era călărețul tânăr pe care îl băgase de seamă în acea dimineață. Dorești să mergi acolo unde merge și seniorul opști, ți-o citesc pe chip. Așa e, recunosc cu Meri. Atunci vei merge cu mine. Te voi duce în șa înaintea mea, la adăpostul mantiei mele, până ajungem departe, pe câmp și întunericul devine și mai negru. O asemenea silință nu trebuie refuzată. Nu scoate niciun cuvânt despre asta nimănui și vino. Îți mulțumesc din suflet! Răspunse Meri. Mulțumesc, domnule, chiar dacă nu-ți cunosc numele. Chiar nu-mi-l știi. Șopti călărețul. Atunci spunem dern helm, dern gaură, țesută, țesătură, helm, cârmă, coif, ne, tere. Așa s-a făcut că atunci când recele porni la drum, în fața lui Dernhelm, înșa, ședea Meriadoc hobitul, și marele armăsar sursuflare de vânt nici nu se sinchisea de povară căci Ternhelm era mai ușor ca mulți bărbați, chiar dacă sprinten și bine legat. Tot mai adânc pătrundia un negură. Noaptea făcură popas în disișul sălciilor din locul unde izvorul zăpezii se vărsa în scăldătoare La 12 leghe l-a răsărit de Edoras. Și apoi mai departe, străbătând landele și hotarul smârcurilor unde, la dreapta lor, codrii de stejar urcau până la poalele de alurilor, sub umbra aruncată de întunecatul halifirien, aproape de fruntariile gondorului, dar departe, la stânga lor, negurile adăstau peste mlaștinile muiate de gurile scăldătorienților. Și în acest timp primeau vești despre războiul de la miază noapte. Oameni singuratici, călărind ca nebunii, aduceau vorbă despre vrăjmașii ce atacau hotarele răsăritene, despre armate întregi de orci care pătrundiau în platoul golaș al Rohanului. Călăriți mai departe, tot înainte. Striga Omer. Prea târziu să ne abatem din drum. Smârcurile scăldătoare o să ne apere flancul. Iuțeală e tot ce ne trebuie acum. Călăriți! Regele Teoden părăsi astfel ținutul său și, leghe după leghe, drumul cel lung început să cotească, lăsând în urmă dealurile pe care se aprindeau focurile de avertizare, calenat. Minrimon Erelas, nardol focurile erau stinse pe culmile lor. Pământurile erau și peste tot în jur și tăcute, iar umbra se adâncea din ce în ce în fața lor, iar nădeștile mureau în inimii.